Ce trofeu ai acolo? Lucește puternic. Cel mai bun manager, al doilea an la rând, pe care l-am câștigat. Anul trecut l-am luat din Liga a doua. Anul ăsta l-am câștigat din prima ligă, campion al Superligii. E un premiu pe care îl câștigi destul de ușor, atât timp cât ai o echipă atât de bună cum am avut noi. Greu n-a fost, pentru că având campionii de la Ajax Dulcissimo, gălățenii mei, avându-l pe Cernat, avându-l sezonul ăsta pe Băurceanu, mai puțin în teren, mai mult pe bancă. A fost un sezon în care titlul ăsta s-a câștigat datorită faptului că am fost cea mai bună echipă și am reușit cumva să ne organizăm. Nu e ușor să aduci băieți de la Galați în fiecare săptămână 500 de kilometri. Să joci două sau chiar trei meciuri pe zi? Să joci două, trei meciuri pe zi, campionat, cupă, restanțe. Dacă aveam un pic mai multă atenție, probabil jucam și finala cupei în seara asta. A câștigat-o până la urmă la Maria, am văzut. Putea fi eventul, asta e poate un pic supărarea noastră, pentru că puteam face eventul. Totuși sunteți, Oțelul e o echipă nou promovată, ia titlul în primul sezon de Superliga aici la Victory Cup. Cum ați sărbătorit? Păi cum am sărbătorit? Noi cumva ne-am pus și în pielea Oțelului adevărat, care din nou promovat a ajuns în finala cupei sezonul trecut. Noi am arătat că avem spirit de campioni, spre deosebire de ce au reușit să facă ei atunci în meciul de la Sibiu. Și a fost un an aproape perfect. La anul, misiunea mai grea de a apărat trofeul? La anul va fi destul de dificil, pentru că se vor schimba un pic lucrurile, vor fi și probabil alți jucători. Evident, Cernat, în jurul lui se construiește echipa. E cel mai tânăr, e normal. Cel mai bun de la Victorii, pentru că a primit trofeul între cel mai bun jucător. Cel mai bun, cel mai bun tânăr, cel mai bun bătrân, cel mai bun orice este Cernat de la Victorii, Decar, Cincear, tot ce vrei tu. E cel mai bun jucător, cel mai bun jucător pe care eu l-am văzut, nu doar la Victorii Cup, ci cu ochiul liber. Ok, l-am văzut și pe Messi. Bine, ați luat trofee în seara asta toată echipa, portar, cel mai bun jucător, cel mai bun jucător din Liga 1. Da, a fost cumva anul Oțelului în Superliga și asta s-a văzut și prin rezultate. Am câștigat portar golgheter. Avem portar golgheter. O să vorbească și el, o să zică și el care e secretul. Avem și golgheterul pe Boboc, pe Sponache. Da, cum spuneam, e anul Oțelului la Victory Cup, nu doar în Superliga, probabil sigur cea mai bună echipă și vom vedea ce va fi sezonul viitor. Nu ne gândim la titlu, nu ne gândim la astfel de lucruri. Anul trecut ne-am gândit într-adevăr pentru sezonul ăsta la titlu, pentru că știam ce echipă avem. Anul viitor, fiind un pic schimbată situația, ne gândim să vedem cum ne adaptăm la noile condiții. Mersi mult! Rămâne pe interviu. Bun! Aplauze pentru Andrei Gâlcă, dragi. Mai sus? Mai sus? Dar poți să lasă aici undeva? Așa? Da. Mamă, ce vreți să stau așa? Ce bine stă cu niște mănuși speciale din partea lui Helmut Ducadam. Portar, golgheter, le bagi la joc sau le păstrezi așa? Nu, e păcat să le bag la joc. Nu, vreau să le păstrez, să le pun acasă, e păcat de ele să le stric. Ce a însemnat câștigarea titlului pentru tine? Ce să însemne, e primul an aici, ne-am dorit asta, e foarte frumos. Ți-ai surprins adversarii prin urcările tale, joci foarte avansat, nu mai țin minte exact, ai dat 13 goluri, le țin eu minte, și foarte multe asisturi și din șuturile tale puternice au ieșit alte goluri. Îți spune Băurceanu să urci? Nu, neapărat că îmi spune el, ăsta este jocul nostru. Ne folosim că eu știu jocul cu piciorul, am jucat și în teren foarte mult, la teren mare, când eram junior. Și na, mă ajută chestia asta. Ce portar urmărești așa din fotbalul mare, cu un astfel de joc? Portarul meu preferat e Iker Casillas, nu există. Dar nu seamănă așa. Nu seamănă, dar el e portarul meu preferat de când mă știu. Ce face Oțelul la anul? Își apără trofeul aici? Noi nu știm dacă mai venim anul viitor. Vom vedea. Sperăm să facă colegii noștri o... Cât ați sărbătorit după câștigarea matematică a titlului? Fii sincer. N-am sărbătorit așa mult, că vreau să luăm și eventul, să luăm și cupa. Și n-am fost chiar așa fericit după câștigarea campionatului. Sincer. Totuși e primul an de Superliga și ați luat titlul. Primul an, da, dar așteptările noastre sunt mari aici. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Felicitări. Baftă.